Băiatul se numește Florescu Octav Vasile, are 10 ani și este din Iași, comuna Dăgâța. Pe 15 august a venit în vizită la unchiul său în comuna Săucești. Într-o clipă de neatenție a rudelor, băiatul a plecat de acasă. Ultima oară l-a văzut un cioban în satul Șerbești, însă de atunci nimeni nu mai știe nimic de el. Minorul are aproximativ 1,30 m înălțime, constituție astenică, față ovală, ochi căprui, este tuns foarte scurt și are părul șaten. La data dispariției era îmbrăcat cu un tricou de culoare gri cu imprimeuri, pantaloni 3 sferturi portocalii, iar în picioare purta șlapi din material plastic de culoare gri. Sătenii din Săucești au plecat voluntari să-l caute alături de peste 60 de polițiști. Oamenii răscolesc întreaga comună și bat din poartă în poartă. A venit? A coborât în pace spre Sinea. Este dispărut de drumul la preț. Dacă în cazul în care îl vedeți și auziți ceva, vă rugăm să sunați la un loc. Și prin grădină, dacă faceți prin treabă, grădină. Să vedeți. Auziți pe un vecin să spun, domnule, parcă am văzut, mi s-a părut că am zărit. În ce zonă o luată sau ce a făcut? La 1-2 spunați. Polițiștii spun că orice informație e binevenită, așa că îi roagă pe băcăuani să le dea o mână de ajutor. Persoanele care dețin informații ce pot ajuta la găsirea acestui băiețel sunt rugate să anunțe de îndată cea mai apropiată unitate de poliție sau să sesizeze Inspectoratul de Poliție Județean Bacău prin 112.